agresorul lui Daniel Niculescu a avut prima reacție după incident. Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au fost atacați miercuri, în timp ce mergeau la cumpărături, de un bărbat, după ce s-au șicanat în trafic. A fost nevoie de intervenția poliției, dar și a medicilor, după ce partenerul de viață al brunetei a fost rănit în altercație. Participanții la incident au fost duși la secție pentru declarații, unde mama agresorului și Daniel Niculescu au avut un schimb de replici, în care se acuză reciproc pentru evenimentul tulburător. Soțul Andrei Tonciu susține că a fost atacat din senin fără ca el să fi greșit cu ceva. M-am mutilat. I-am tăiat calea, nu îl cunoșteam. Am încredere în poliția română, a declarat Daniel Niculescu. Pe de altă parte, mama agresorului susține că fotbalistul e cel care a greșit și i-a înjurat copilul. Nu te-am mutilat, a doua oară de ce i-ai tăiat calea. Și noi avem încredere în poliția română că și noi suntem oameni. Dacă sunteți vedete la televizor, ce credeți că faceți? I-ai tăiat calea și l-ai înjurat în tot felul. Agresorul lui Daniel Niculescu, prima reacție după incident în vârstă de 27 de ani, a avut o primă intervenție după ce l-a rănit pe Daniel Niculescu. La ieșirea din secția de poliție, bărbatul a spus că nu s-a întâmplat nimic între ei. Nimic, a fost singurul cuvânt rostit de acesta, după ce jurnaliștii l-au întrebat cum s-au petrecut lucrurile. Andreea Tonciu a vorbit despre evenimentul de miercuri, care se putea transforma într-o tragedie, și îl acuză pe agresor că i-a atacat soțul. Mergi cu mașina în trafic și te ia lumea la bătaie. Am ieșit cu soțul meu și cu fata mea să mergem să facem cumpărăturile și în trafic ne ia lumea la bătaie. În ce lume trăim? Cu copilul de față, să asiste la asemenea scene meu a fost foarte grav, atacat de un domn din cauză că era foarte agitat în trafic. Efectiv nu am înțeles ce s-a întâmplat. Noi eram pe banda noastră și în intersecție tot gesticula la geam. Ceva de genul, de ce nu te dai? Noi eram pe banda noastră, a explicat Andreea Tonciu, pentru știrile Canal D.